Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Dragii mei șefi, sper să vă placă supa mea. Poftă bună! Hai mă, să meargă banda, hai! Zi mă, Ciucă, ce ne aduci? Bulz! Ia uzi, primim bulz. Bă, ar fi tare să avem bulz aici, hai! Hai mă! Bă! Nu e bulz. Ia uite, bă, ce e ăsta, mă, pe orez? Dar e un fel de bulz, fii atent. Ce e ăsta, mă, pe orez? Ăsta e bulz indian. Gata, închid acum. Închidem filmarea. Un gogoș indian, un bulz indian, un gogoș. Și filmarea cu camera asta. Un fel de gogoș, da. Un degețel. Arată foarte apetisant, adică. Da, da. E o grisină, mă, fii atent. Ce grisină de ce? De e o grisină. Ce grisină? Un grisin, bă. Un grisin, vorbesc serios. Am zis că e plină cu ceva la interior, dar nu, e o pâine. Prăjită. Asta o fi desertul, bă. Nu e desert. Eu cred că grisinul ăsta de deasupra e ceva care nu e ieșit. E cam iute un pic. Nicolae, fost tu vreodată în gară la Titu? La? Titu. E cam iute. Titu nu, am auzit de n-am fost niciodată. Ei, exact, și eu am auzit și niciunul dintre noi a fost în gară la Titu. Și tot vrem să ajungem în gară la Titu. A fost de la Florin, acolo. Florin. Iată, eu am, vreau să finanțez un documentar, un film și o agenție de voiaj care să fie Travel to Titu. Și vrem să dezvoltăm un pic zona pe turism. Aia să descoperim frumusețile locului. Avem o țară faină. Vă dați seama? Să deschidem un bufet. Cum ar fi, mă? Prima stea Michelin din România să se ia la bufetă din gara de la Titu. O, ce e posibil să știi? Acum doar, ne trebuie doar clienți. Exact. Ce n-avea România nicio șansă. Da, cu Titu nici atât. Băi, asta... Legat de farfurie. În orice caz nu e făcută în gara la Titu, cu siguranță. Dar, dar are o consistență de supă cremă la plic. Știi, din aia de o pui în filtrul de cafea. Supa ca supa, nu înțeleg ce e chestia asta, dacă e dulce, sărată. Aia e sărată, mă. Se simte sarea în capăt, parcă grunjoasă, netopită, n-ai impresia? Da. Se simte sarea. N-ai impresia că e dulce și e... E dulce, sărată. Serios, e sărată. Odată, ce, odată ce am dat de supița aia legată așa, nu mai simt nimic de la, de la grisină. Nicolae, noi stăm aici și ne imaginăm cine a gătit, cine poate să gătească chestia asta. Ia zi-mi tu, cine crezi că a gătit, cum arată concurentul, de unde vine și cu ce sincer, se ocupă? Sincer, e un tip care nu, care nu gătește. A gătit. Eu zic că e un bărbat care vrea să impresioneze pe o gagică. O care tipă, știe că e vegetarian. Care e vegetariană. Păi da, dar unei fete nu știu dacă poți să-i dai să mănânce atât de iute. Păi poate mănâncă picant. E s-a cam scăpat. Adică aici, ce vreau să zic, că a gândit pentru el un pic. Am înțeles. S-a gândit la ea, dar era foame. Ceva. Și în același timp și nouă ni se întâmplă să te scapă mii să pui picant. Da, am făcut și eu picant. Mă, asta așa e picantă. Vine de undeva dintr-o țară, dinspre Orient, ceva de genul ăsta, pentru că, uite, am înăuntru și cartofi și dar de ce tu te auzi în platou, Badia, și noi nu? Poftim? De ce tu te auzi în platou și noi nu? Pentru că este emisiunea lui. Da, noi suntem invitații. Bine ai venit la emisiunea tu mea. Tu te auzi aici peste tot. N-am nici ce mai fac idei, eu mă ocup cu altceva. Zici că sunt un templu din ăla acolo. În emisiunea asta eu mă ocup cu altceva, nu cu sunet. Buda e numai unul. Doar unul e Buda, mă. Și el e ce să faci? Așa are un bun național. Da, bizar. Hai să vedem. Ce părere ai? Crezi că merită să meargă mai departe sau nu? Acum e acum. Eu sunt fan asiatic, un pic, duce spre asiatic, indian, un pic, picant, okay. Adică m-aș duce, pentru că din, eu din mâncările astea clasice pot să faci un sos foarte fin, picant, adică m-aș putea duce în direcția asta. Îi dăm cuțit. Vește-te că noi gătim, pardon, noi gustăm din 20 de farfurii în fiecare zi. Nu este greu să ghicești cine e spatele roșii. E foarte greu să te gândești cine gătește mâncarea. Femeie, bărbat, bucătar, profesionist sau neprofesionist, amator sau doar pasionat. Mi se pare totuși că intri într-o horă în care nu te aștepți. Poți să-l dai cuțitul, dar depinde și cum stai oarecum. Că până la urmă... Oricum îi mai vedem. Îi mai vedem. Adică, mai vedeți, atunci merită. Dacă merită, să merită, 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 în etapa următoare, că asta e ideea. Eu zic că ar merita. Eu m-am speriat puțin de ea. Pare un fel de porici tocan, așa, cu niște cuburi de orice. Toate legumele le-a pus acolo. Ce faci? Foarte cu cine ai venit? Cu soțul. Și ce-o gătit? O supă vegană jamaicană. Bună ziua, șef! Salut! Salut! Numele meu este Arvinte Florin, sunt din Iași, sunt brancardier. Și eu am fost.
Îmi pare la bine. Cartier? Eu normal. Ai nu cred. La cartier? Normal. Unde? E o meserie frumoasă. La Thie. Thie. T-H-I-E-S. Thie în arondimentul 94, lângă Paris. În Franța. În Paris, da. Val de Marne. E altceva, am fost 2 ani de zile Brancardier. Și cum e? Brancardier. Cum e meseria asta? Mie îmi place. Ajuți oamenii. Asta e la bază. La spital nu vine nimeni de drag. Normal. Tu cum lucrezi cu dragul ei? Mie îmi place tot ce fac. Sunt bucătărie, puternic. La fel, îmi place. Cum ai ajuns brancardier? Îți de oplu în brancardier. Aaa, ok. Păi și înainte ce ai mai făcut? Bucătăria în Anglia. A fost acum 4 ani. Bă, printr-un noroc. Normal, spălător de vase. E omul cu adrenalina. Nu are stare. Okay. Dar a avut nevoie în bucătărie. Și pe asta am făcut-o în Anglia, nu pot să cred. A avut nevoie în bucătărie și ușor, ușor am avansat. Ok. Era un restaurant jamaican, tipic jamaican. Aia este o supă vegană jamaicană. Și pâinițele alea e Festival Dumpling. Festival Dumpling? Jamaican. Da. Eu de acolo, rețeta de acolo, de la restaurant. Hai să o luăm mai de la început. Câți ani? 36. Mulți înainte. Mulțumesc să fac. Ce ai făcut tu la viața ta? Ce ai mai lucrat? Cu ce te-ai ocupat? În Italia. De la început. Ia, zi. În Italia. În Italia. În 2004. Ce ai făcut în Italia? Am primul de loc de muncă. Acolo lucram la o fabrică ulei de măsline. Primul loc de muncă, fabrică de ulei de măsline. Da. După care am venit în România la un serviciu sau vulcanizare, mai exact, unde am lucrat mulți ani în șir. După aia a murit tata. Și după ce am murit tata, atunci m-am pierdut așa un pic și aveam niște prieteni în Anglia, care m-au chemat la ei. Ok. Și m-am dus acolo, la început stăteam la un cinema, lucram, stăteam cu o pancardă în fața cinemaului, se arăt acolo cinemaul. Și am avut noroc că trec pe stradă un italian care m-a abordat și nu vrei un loc de muncă, la spălător de vase, la un restaurant. E ca filme americane, mă, că se bracă în pui. Și tu acolo ai fost familia? Singur. Și familia ce a făcut acasă. În toată perioada asta? Acasă. Deci, de la spălător de vase, am muncit. Deci, am muncit cât am putut de mult, am ajuns până sous-șef, în acel restaurant. Opa, cât deci, timp? Doar pe... în 2 ani de zile. Doar în Jamaica? Da, deci doar profilul doar ăla, da. Bucătărie jamaican. Atât, atât. Când m-am întors înapoi în Iași, din nou la vulcanizare, a fost tot așa o plăcere de-a mea. De fapt, și acum îmi place. Vulcanizarea e o plăcere de-a ta? Cum ai trecut de la vulcanizare, ai făcut tranziția către brancardier? Că... Soția mea lucrează tot în domeniul cu spitale, bine, la alt spital. Și ea mi-a propus, băi, hai și tu un pic să mai leși vulcanizarea. Că eu eram setat numai pe vulcanizare. Bă, da, tu faci chiar tot ce spune soția? Bineînțeles că o spune. Recunoaște că da. Nu prea. Vă cam da. Bravo, bravo. Și, și storii nu ascultă, nu bravo, zice doar. Eu cred că au de față ascultă femeile, bravo, dar nu mă recunosc. Eu recunosc, ascult. Și eram curios să știu dacă sunt singurul. Așa că... Nu, și mie mi-a zis Bontea, și mie mi-a zis Bontea, bă, când toți te însori, fă ca mine, ascultă soția. Da, 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 e cel mai important. Bine, ascultă de ce e bine, că doar nu învăț zero, nu? Când ai soții, mă mai. Dacă ar fi să mergi mai departe, din ce echipă ți-ai dorit să faci parte? Șef Bontea. Doamne Dumnezeu. Florine, spuneți. E o combinație de consistență între chowder și gust de curry. E ok, acum am înțeles de ce toată povestea. Sincer, nu rezonez deloc cu grisina. Eu, așa era rețeta, așa am făcut. Îmi pare rău. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.